Am ajuns acasă, sunt singur, Cristina are treabă, are business, pe zona de business și pentru că în ultimul timp, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat, dar nu mai pot să mănânc orice, am niște reacții ciudate la sare și chiar și eu fiind foarte, să spunem, mare consumator de mâncare spicy, condimentată, pot să zic că mănânc excesiv de sărat sau foarte, foarte iute, însă de vreo 3 săptămâni sarea îmi generează niște probleme în organism și atunci și nu în zona renichilor. Nu mă umflu, deci nu e vorba că m-aș umfla sau ceva de genul ăsta și atunci trebuie să-mi ajustez mâncarea astfel încât să nu am problemele pe care le-am avut în ultima perioadă. De asta mi-am cumpărat, vă arăt imediat, am cumpărat avocado. Asta bine copt. Așa. Mi-am cumpărat totul gel. Două și sherry. Lua și lămâie. O să adaug și usturoi și foarte puțină sare. Și o să iasă o combinație extrem de interesantă. Vă arăt imediat. Și am pregătit practic toate ingredientele. Am curățat avocado. Și l-am pus într-o farfuriuță. Am pus un strop de ulei peste. Ulei de măsline, bineînțeles. Am tăiat, adică am tăiat, urmează să tai roșii, pătrunjel, pun un pic de lămâie cu sare, un strop de sare, de Himalaya și usturoi, pisat. Hai să vedem cum le prepar. Mama Leone, tăiem pătrunjelul un pic, așa, cu un poșior, două mâini stângi. Cât mai mărunt. Și pe ăsta mai mare. Mă rog, ideea, ați prins, nu? Asta e să-l tai mai mărunt. Iese bine. Apoi roșiile trebuie și ele tăiate. Cât mai la fel. Cât de mic se poate. Sigur, fără le face terci. Cam așa arată, sigur că n-am pisat tot. Mai am depus niște roșii și un pic de pătrunjel, lămâia. Și cam asta are. După părerea mea, nimic nu rivalizează cu această compoziție. Deci, cam așa mi-a ieșit. Avocado, roșii, cu pătrunjel. Usturoi cu ulei de măsline în lămâie. Este o combinație extrem de sănătoasă. Sigur, trebuie să iei avocado de calitate, ulei bun de măsline, roșii, sherry, din astea care încă sunt naturale, nu de carton. Și poți ține cu eu masă, pui imediat vă arăt pe pâine uscată și este excepțional. Și uite așa, nu mai am nicio problemă de din cauza concentrației de sare și care este de multe ori ascunsă în aliment. E o realitate. Adică sarea din alimente de multe ori este mult mai pronunțată decât ni se spune. Am început să pun pe pâine, am luat așa, o cutie de asta de pâine italiană, feliată, uscată, genială. Asta e. În garimuna și fete integrale. Și asta e, practic, cina mea. Prânzul nu l-am mâncat, deci am sărit peste. Prânzul și cina la o altă, trei felii de pâine uscată cu avocado, roșii, usturoi și puțin sare. Și restul îi las Cristina. Când vine, e obosită să aibă, să-și pună și ea. Eu zic că e ok.
Deci de când am început emisiunea, oricum nu prea mai mănânc prânzul, că n-am când. De la 1:30 la 4 sunt emisiune, la 11 sunt redacție. Uneori și mai devreme. Și până ajung acasă, oricum se face 6. Deci, după 6 nu mai mănânc. Prânzul și cina le comasez. Și felul ăsta și mă mențin sau slăbesc, am slăbit un pic astfel încât să nu... Am un surplus de greutate care se arată disgrațios pe sticlă.